De această dată suntem în vânători cu o surpriză frumoasă pentru doamna Maria, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea fiului, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm toți unii la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. Doamna Maria, bună ziua! Bună ziua! Și bine v-am găsit! Bine ați venit! Ne primiți să intrăm și noi la dumneavoastră astăzi să vă sărbătorim? Chiar dacă prin muncă, dar noi câtuși de puțin sperăm astăzi să vă facem să vă simțiți cât mai iubite și sărbătorite. Doamna Maria, noi suntem echipa surpriză la domnul Iaș. Știind astăzi că sunteți sărbătorită, că împliniți frumoasa vârstă de 54 de ani. Așa este? Avem informațiile care trebuie? Venim astăzi să vă sărbătorim. Eu am să las din cadouri așa aici, cam să vă mânt tortulețul dumneavoastră. Venim astăzi să vă sărbătorim din partea unei persoane dragi dumneavoastră. A unei persoane care astăzi din toată inima și-a dorit câtuși de puțin să vă sărbătorească. Și am să vă întreb pe dumneavoastră dacă cumva bănuiți ceva. Dacă bănuiți, cine stă în spatele acestei surprize? Fițelul meu, cel mai scump. Ziceți dumneavoastră? Da. Sigură? Da. Nu știu ce să zic. Vă spun eu. Eu știu mai bine. Să știți că astăzi, în toată inima, pe lângă la mulți ani, și-au dorit să vă mulțumească pentru tot sprijinul, pentru că mereu îi sunteți aproape. Și-a dorit în toată inima astăzi să vă simțiți cea mai iubită mamă din lume. Mulțumesc, Iisus, și sănătate, să aibă grijă și de mine și de copiii lui. Pe lângă... toți acum, lângă ea. Pe lângă aceste daruri, pe lângă aceste daruri frumoase, să știți că noi pentru asta mai avem și câteva rânduri transmis. Și mesajul spune așa: dragă mamă, îmi pare rău că nu pot fi astăzi aici lângă tine într-o zi atât de importantă. Aș fi vrut să te strâng în brațe, să-ți urez față în față la mulți ani, dar voi veni și eu curând. Până atunci sper să te bucur de surpriza mea. Vreau să-ți mulțumesc, dragă mamă, pentru tot ceea ce faci pentru mine, pentru noi. Să știi că sunt profund recunoscător. Îți mulțumesc că ai fost mereu lângă mine și m-ai sprijinit în tot ceea ce mi-am dorit să fac. Îți mulțumesc că mi-ești alături mereu, îți doresc să ai o zi frumoasă ca și tine. Îți doresc să fii fericită, liniștită și împlinită. Îmi doresc să ne fii alături o viață întreagă și încă o zi. Încă o dată la mulți ani și te iubesc din toată inima mea. Cu drag, din partea fiului Adrian. La mulți ani! La mulți ani vă spunem și noi. Să știți că oricum complicii au fost de la mic la mare la această surpriză. De la cel mai mic la cel mai mare. Și care, zic eu, copiii mei adoptivi. Astăzi din toată inima și-a dorit să vă simțiți cea mai iubită și să vă simțiți sărbătorită. Fiind o zi de muncă, nu prea simțiți sărbătoarea cu siguranță. Ce să facem? Trebuie că a fost așa să fie. Acum să știți că noi pentru noastră mai avem și melodii pregătite. O melodie venită cu toată dragostea, după care mai cântăm și la mulți ani, copii, da? Voi să fiți pregătiți ca cuși cântăm la mulți ani. Să știți că mai avem o altă melodie pentru dumneavoastră. Mi-a dat semnalul melodiei Lipisti Cap, dar asta e cea care și-a dorit fiul dumneavoastră să o transmit astăzi. Să moară lumea de-a negrați, păriți ca la mine, nu mai.
spunem, doamna Maria. Mulțumim, să fiți tari, sănătoasă. Să fiți sănătoși, iubiți, să aveți mult sănătate. Succes în viață. Noi tare sperăm că astăzi lacrimile curg doar de bucurie, că aveți aici aproape. Da. Și cu siguranță cel mai frumos cadou este... Mamea este greu. Fără soț, i-am crescut ei și am mai adoptat câțiva pe lângă mine. Ea mai vii mai mult ca... Da. Cel mai frumos este că sunt aici aproape astăzi dumneavoastră. Da. Nu mai să profitați din plin concedii ca cu ștreg. Acum dacă toată lumea e pregătită, cântăm la mulți ani, copii cântă la mulți ani, cine cântă la mulți ani primește tort. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.